De exemplu, am mai fost o dată în comuna Brusturi din județul Ialomița. A fost dată, tot așa, la niște știri de la ora 5, că a fost violată de un băiat. Și nu are bani, nu are cu ce trăi. Tatăl ei este alcoolist. Stai, că deja ne pierd. De ce ai auzit la știri de la ora 5? Spune-ne cum suna știrea. La ora 5. Numita a fost violată într-o seară, ducându-se să-și cumpere pâine, de propriul său vecin. De un vecin. Bun. Tatăl fetei, fiind foarte alcoolist, nu-l interesa de situația fetei, mama se interesa de situația fetei. Dar mama, neavând niciun servici, stând numai în baza tatălui, tatăl fiind mereu cu gâtul plin și cu capul plin de băutură și cu gâtul tot timpul uscat, nu-i dădea bani să se ducă. S-a dus la poliția, a depus reclamație și poliția a măsluit-o. Bun, tu ai auzit știrea la televizor. La televizor, da. De la ora 5, viol, da. Ialomița. Bun, și ce ți-ai zis? Ialomița, nu Ialomița. Neamț, județul Neamț, Moldova. Comuna Brusturi, județul Neamț, a fost asta. Uite, pot verifica, nu să da? Inventez vreun viol. Nu, bun. Nu inventez nimic. Deci tu erai acasă, ai văzut știrile de la ora 5? Vă spun chiar și cum o cheamă pe mama fetei. Stai că ajungem. Ai văzut comuna Comuna Brusturi, județul Neamț. Județul Neamț. Și ce ai zis? Am zis că ce-ar fi să mă duc și eu să vizitez și eu familia asta. Muncisem. Familia. Familia. Dar te-ai impresionat? Familia și locul violului. M-a impresionat drama și am vrut să văd locul violului și cum s-a întâmplat. Poteca, pe unde a luat-o ea și ce a vrut ăsta de la ea. Zis, plec la Neamț. Plec la Neamț. Bun. Văzusem la televizor, filmasem cu telefonul mobil care l-am avut, cel din trecut, filmasem pe ecran și casa și gardul și totul. Dă-mi ecranul televizorului și pac, zic că am proba la mână, am probă, am dovezi. Ai poza, ai adresă, aproape aveai tot. Da. Cum ai ajuns acolo? Nu știam cum o cheamă mama fetei. Asta nu mai conta că... Dar nu mai conta, că m-am dus la poliție și am întrebat. Ia spune. Bun, acum iau un pic pe fir. Ce, ai plecat aici, da? Am plecat aici. Ai plecat cu ce? Cu trenul? Cu trenul, aveam la mine un milion atunci. Un milion care nu m-am atins de el, nu l-am cheltuit. M-am dus cum am putut și eu cu nașul. I-am spus că mă duc și eu la o verișoară de-a mea care a fost supărată, necăjită, violată și mă duc și eu să o ajut că, uite, tatăl ei este alcoolist, mama nu are bani, n-are cu ce trăi de azi pe mâine. M-a lăsat nașul și m-am dus. Bun, ai coborât din tren în Neamț. Am coborât din tren. În Piatra Neamț, sau unde ai coborât? Am coborât în Pașcani, că nu știam traseu. Și din Pașcani am găsit un microbus care mergea la Târgu Neamț. Și ăla m-a dus la Târgu Neamț. Bun. Și mi-a spus localitatea Brusturi unde se află. Și iată-mă localitatea Brusturi. Sunt din Cieptura, mă numesc copilul Mihai Artur. Da, de fapt, da, m-am dus la ăsta, la Simion ăsta. Și zic, domnule, vreau să stau și eu de vorbă cu familia asta, năpăstuită de soartă, care a pățit necazul cu fata, cu violul. Da, domnule, zice, domne, ce bine. Zic, domnule, uite, am un milion, vreau să îl dau. Deci nu percep nimic, în schimb, nu cer nimic schimb, vreau să-i ajut. Zice, da, domnule, că sunt necăjiți, n-au nici mâncare, nici după ce bea apă, vai de capul lor. Haide că merg eu. Zic, mergeți dumneavoastră acum să faceți intrarea la doamna, că nu pot să intru eu, că nu mă cunoaște. Corect. Foarte frumos. Intră el, un băiat din Cieptura, Pracova, vrea să-ți dea un milion. A văzut cazul tău la televizor, a rămas foarte, foarte impresionat, știu cum să pună problema și asta. Și zice să vie încoace. Zic, doamne, nu pot să intru, că zic, știu eu, soțul e acasă. Nu e acasă, e plecat la băutură. Bun, să stea acolo. Doamne, m-am dus, i-am pupat mâna, sărmâna, doamne, mă numesc copilul Mihai Artur, din comuna Cieptră. Da, n-am văzut cazul dumneavoastră cu fetița dumneavoastră la știri. Ne-a impresionat foarte mult. Eu am o bunică care e imobilizată la pat, nu poate să meargă. Eu am venit din partea noastră să vă facem cadou un milion, că știm că nu aveți bani. Da, domne, ce n-avem nici pe ce lua mâncare. Poftiți banii, vă rog frumos să-i primiți. Și ea n-a zis să mă invite înăuntru. Zice, nu știu când vine soțul, știți? Și pleca, se mine, doamne, să rămână, am stat de vorbă acolo. Da, am văzut ce s-a întâmplat, pe unde s-a întâmplat cu violul. Păi cum adică, ai întrebat? Am întrebat, cum s-a întâmplat, de ce a violat-o, ce a vrut de la ea? Nu, zice, pur și simplu ce a vrut să o violeze. Nu știu ce a vrut de la ea. Și atâta, zice, haideți că nu vă supărați, mă grăbesc. Zice că mie să nu vină soțul să facă balamă. Și am plecat. Ajung înapoi și mă găsesc chiar cu doamna Dracin, nu plecase de stație. I-am spus ce am făcut, că i-am dat banii. Între timp vine fratele fetei care a fost violată. Așa. Nu vă supărați, domnule, ce m-a trimis mama după dumneavoastră. Că tata mai rămâne la biet. Zice că a mai luat vreo 3 halbe de bere. Zice și mai rămâne. Haide să vă dea ceva să mâncați și să stea de vorbă. Și vrea, zice, să stați de vorbă cu dânsa și să vă arate drumul. Pe unde a fost sora mea ce târâtă și violată. Da, zic sigur că da, chiar m-ar interesa cazul ăsta. Și m-am întors înapoi. Doamne, mă scuzați, dar ce-am crezut că vine soțul. Nu e nicio problemă, domn.
Mi-a arătat doamna pe unde s-a întâmplat. Unde s-a întâmplat? În curte, pe acolo, pe era afară. Cam cum ar fi casa mea aici, cum ar fi al vecinului acolo. Așa. Decât că îi despărțea un gard. Și ea se ducea la vecin, se mai ducea pe la vecin. Era prietenă cu băiatul ăla. O să mă uitat și ei pe la televizor, că avea televizorul defect atunci. Avea o antenă Digi. Ce s-a întâmplat? Avea defecțiune, că imediat vă spun pe urmă de asta. Avea televizorul defect și se mai uita la băiatul ăla. Și băiatul ăla i-a propus să facă sex, ea n-a vrut. Și atunci a prins-o, a tăvălit-o și tot n-a reușit să facă sex cu ea. Și a ajuns la poliție. Și după grele încercări, poliția l-a arestat. Și am întrebat-o, dar de ce nu se uită fata dumneavoastră? Și a venit ea, fata, la mine. Domnule, dragă, zic, măi, domnișoară, dar zic, de ce nu... Era să întreb, de ce nu faci sex la televizor? Zic, de ce nu te uiți la televizor? La tine. Zice, domnule, zice, la mine, zice, am antena Digi defectă. Zice, și nu mă pot uita la televizor. Zic, e soțul doamnei, unde a fost mai devreme. Zic, păi nu e problemă, că zic, eu mă pricep să reglez antene, că eu am învățat să reglez. Și am reglat antena și am făcut televizor. Așa de mulțumiți, de bucuroși au fost. Noroc să trăiți. Să trăiți. Așa de bucuroși. Așa de bucuroși au fost atunci că nu vă povestesc. Și în ziua de azi am rămas prieteni. Acum nu mai am numărul de telefon, trebuie să-i scriu o scrisoare, să-i dau numărul, dar mereu mă suna. Stai un pic, avem ceva de vorbit. Nu. Bun, și spui că ai fost acolo, practic ai rezolvat cazul. Ai vorbit și cu fata, ai dat câteva sfaturi. Da, sigur. I-am spus, măi, tu trebuie să înțelegi că nu ești nici prima, nici ultima care a fost violată. Nu ești nici primul caz, nu se sfârșește pământul acum, viața merge mai departe, trebuie să mergi mai departe, să fii tare, asta este, s-a întâmplat, el se duce acolo unde este locul, tu o să-ți revii cu timpul, e drept că îți revii mai greu, pentru că e o traumă care nu o să o uiți ușor cu una, cu două, dar cu ajutorul lui Dumnezeu, credința în Dumnezeu, gând la Dumnezeu, că Dumnezeu lucrează. Și mi-a spus, zice, oricând aveți drum în brusturi, să nu ne ocoliți.